Bună seara, vă spun din nou la emisiunea Teologia în Actualitate. Sunt Daniel Fodorean și pe această cale vă transmitem toate cele bune dumneavoastră, celor care ne urmăriți la această emisiune și emisiunile pe care posturile de televiziune creștine le emit spre fiecare ascultător, telespectator interesat de problematica creștină, de acest subiect extrem, extrem de important pentru viața noastră tuturor. Vreau să vă spun că literatura teologică a fost îmbogățită cu o nouă apariție. Cartea Pe urmele lui Dumnezeu în Ferentari este o nouă apariție în literatura teologică și în seara aceasta am invitat împreună cu noi pe autorul acestei cărți, domnul Mihai Ciopașiu, căruia îi spun bună seara, bine ați venit! Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație! Una dintre întrebările care au apărut atunci când am văzut titlul acesta este: de ce ați ales titlul acesta, Pe urmele lui Dumnezeu în Ferentari? Care e povestea din spatele acestei cărți? În primul rând, mă bucur că v-a stârnit curiozitatea, deoarece acesta a fost și scopul cu acest nume, care este într-adevăr provocator, titlul cărții. Și bineînțeles că se naște o întrebare evidentă: ce să caute Dumnezeu în Ferentari? Unde e Ferentariu, de exemplu? Exact. Ferentariu este un cartier la marginea Bucureștiului, în sudul Bucureștiului, care, din păcate, este cunoscut sau are o faimă nu pentru lucruri pozitive. Spre exemplu, Huffington Post îl clasa la un moment dat pe al patrulea cel mai rău loc din lume să-ți faci concediu. Pentru că scriau ei acolo: sunt gropi, sunt câini vagabonzi, sunt gunoaie. Ferentariu are o reputație, să spun așa, negativă din cauza faptului că este consum de droguri în zona, să spun așa, ghetourilor, violență. Și se mai întâmplă ceva, să spun așa, fenomenul gentrificării, prin care săracii au fost mereu împinși la margine, și aceasta s-a întâmplat chiar din anii 1700. Sunt studii care arată cum au ajuns aceste cartiere mărginașe să fie împinse la marginea orașului, dar apoi el a rămas ca o pungă de sărăcie. Și s-au construit în jurul cartierului alte zone care sunt rezonabile, însă a rămas Ferentariu cunoscut pentru zona ghetourilor, în mod special, ca fiind o zonă foarte periculoasă. Chiar este un studiu făcut de un student care a publicat o teză de doctorat despre percepția cartierului în București și la întrebarea care este cel mai periculos cartier din București, Ferentariu este la distanță mare ca fiind cel mai periculos cartier. Există o legătură între, să spun așa, ghetouri și senzația de pericol în percepția locuitorilor capitalei. Și cum ați ajuns la a scrie această carte? Am înțeles că este teza dumneavoastră de doctorat. Legătura dintre Dumnezeu cu cartierul Ferentari, care este? Da, eu de 12 ani lucrez într-o organizație începută de o biserică baptistă în anii 90. În 1992 am început practic proiectul acestei biserici. Și de 12 ani sunt implicat în implementarea unor proiecte sociale, medicale și educaționale în cartier și interacționând cu beneficiarii, chiar cu membrii bisericii, cu voluntari, cu sponsori care au venit să susțină acest proiect, am văzut cumva impactul acestui program, acestei misiuni sociale, să o numesc, și atunci s-a născut în mintea mea o întrebare. Ce a determinat pe niște credincioși, în cazul acesta baptiști din cartierul Ferentari, să înceapă în anii 90, după Revoluție, când știm că nu erau, toată țara nu arăta foarte bine, oamenii erau, toți erau destul de săraci, biserica aceasta nu este o biserică foarte mare, nu avea resurse considerabile, ce a determinat pe acești credincioși să înceapă o misiune în cartier. Și să finalizez cu numele cărții, practic, pentru cei care o vor citi, vor înțelege, de fapt, că acest nume cuprinde, este esența cărții. De ce? Pentru că, aflându-mă pe urmele acestei misiuni, încerc să investighez printr-o metodă sociologică, etnografică, calitativă, impactul acestui proiect, atât cu biserica, dar și cu beneficiarii din program, respectiv cu copiii care au fost în școală și așa mai departe. Iar legat de urmele lui Dumnezeu, cumva este o reflexie teologică practică, pentru că vrem să vedem
cum este prezent Dumnezeu în lume, cum se manifestă Dumnezeu prin biserică, iar localizarea aceasta de cartierul Ferentari vorbește despre biserica aceasta, care este de fapt prima biserică din cartierul Ferentari, înainte să fie orice altă biserică, ortodoxă sau catolică, în 1925 a început, și cumva este ideea aceasta că biserica participă în misiunea lui Dumnezeu. Și când biserica face o misiune, de fapt ea reprezintă, întrupează misiunea lui Dumnezeu. De asta titlul acesta sună așa. Deci este o parte din cercetarea dumneavoastră de la studiul de doctorat. Felicitări pentru finalizarea doctoratului. Mulțumesc. Felicitări și pentru această muncă pe care o depuneți la Fundația Providența din București. Proiectul s-a numit RUT inițial și cred că se mai numește, nu mai știu, proiectul da. RUT și acolo de câțiva ani, 10 ani, a spus? De 12 ani. 12 ani sunteți implicați, sunteți director executiv al fundației. Dacă ar fi să ne întoarcem la cercetarea pe care ați făcut-o, ce înseamnă o cercetare etnografică, sociologică, care sunt cumva coordonatele acestei cercetări? Da, și aș plasa aici cercetarea etnografică împreună cu reflecția teologică sau reflecția aplicată teologică, practică. De ce? Pentru că este o binare între acestea două, între etnografie, care este de fapt o metodă de cercetare calitativă, și aș vrea să fac întâi o scurtă prezentare a acestui domeniu, care este relativ nou în țara noastră. Știți, există această senzație sau percepție că teologia este o știință a bibliotecii, că studiem cărți din anii 1000, limbi clasice, și atunci de obicei lumea vede teologica pe niște oameni care stau închiși undeva și ei meditează și așa. Și disciplina izolată de toate celelalte. Exact. Pe când acest demers de etnografie și eclesiologie încearcă să înțeleagă viața credincioșilor și modul în care Dumnezeu se manifestă în lume. Practic aduce teologia în actualitate pentru că o interacționează și cu altă discipline. Acest demers a început acum câțiva ani de către profesorul Paul Fides de la Universitatea din Oxford și împreună cu alți cercetători din mai multe părți ale lumii au fost începute niște grupe de cercetători care au încercat să împletească cercetarea aceasta calitativă bazată pe interviu, pe observare participativă, pe analiza documentelor cu reflecția teologică. În anul 2015 Facultatea de Teologie Baptistă a invitat pe profesorul Fides și împreună cu alți cercetători din Anglia au expus pentru prima dată în țara noastră domeniul acesta și mie mi s-a părut fascinant, mai ales că eu aveam de gând să fac o astfel de cercetare, să văd cumva impactul proiectului, dar să leg și de teologie, pentru că întrebarea mea a fost, au avut acești credincioși o motivație teologică? Și atunci teologia practică sau teologia aplicată ce face? Investighează practicile bisericii ca să vadă pe de-o parte de unde vin acestea și dacă ceea ce spun credincioșii și fac. Și în cazul acesta eu m-am bucurat să văd că aici proiectul acesta a avut la bază o înțelegere anume, aparte, a Scripturii, a misiunii, a valorilor pe care le transmite Cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să mai menționez aici că printre cei care au preluat acest domeniu este domnul profesor Odniel Bunaciu, decanul Facultății de Teologie Baptistă, și împreună cu mine au fost și alți studenți care au cercetat alte aspecte ale vieții bisericii, spre exemplu mentorarea în bisericile penticostale, o eclesiologie indigenă a bisericilor din Uzbekistan. Un coleg s-a dus acolo și a făcut cercetare, a studiat bisericile la închinare și viața lor acolo, apoi despre tineret, despre consiliere, despre cum se raportează biserica la cei care suferă de boli psihice sau, spre exemplu, practici ale botezului în bisericile baptiste. Astea ar fi câteva domenii care acum sunt în studiu, în derulare. Colegul meu a terminat despre mentorare și noi doi am finalizat proiectul acesta. Cumva suntem printre primii care abordează în acest fel teologia practică prin abordare etnografică în România. Am văzut că aici ați vorbit de o comunitate marginalizată și defavorizată și pentru că ne-ați expus tocmai această relație dintre eclesiologie și etnografie, teologie și etnografie, aș vrea să vă întreb, în studiul pe care l-ați făcut, care sunt principalele rețineri pe care le-ar putea avea o biserică?
în a se implica într-o comunitate marginalizată? În primul rând, consider că este o anumită înțelegere, am putea chiar numi o limitată, asupra modului în care Dumnezeu se raportează la comunitățile marginalizate. Și aici nu vreau să divaghez și să mut discuția pe alt plan, dar prin faptul că noi numim marginalizată, vorbim despre două sfere. Pe de o parte este o sferă socială, da, discriminare, da, dar este și una spațială sau geografică, pentru că întotdeauna comunitățile sunt marginalizate și ar vrea să dau, spre exemplu, din Biblie, leproșii. Da, aveau niște legi care le impuneau o anumită distanțare față de comunitatea unde erau și atunci ei trebuia să stea departe. Și Domnul Iisus Hristos ce face? Domnul Iisus Hristos se apropie de către aceste categorii, vezi vindecarea bolnavilor, vezi vindecarea leproșilor, abordarea lui Bartimeu care stătea la margine de drum și atunci Domnul Iisus Hristos recrează cumva un spațiu în care arată că de fapt valorile împărăției nu sunt ca valorile societății noastre, care la centru pune puterea, politică, banii. Și atunci Domnul Iisus Hristos ce a făcut? El a spus, am venit pentru cei bolnavi. Și chiar spune la un moment dat, și o să citez versetul acesta, când întreabă Ioan, tu ești acela sau să așteptăm pe altul? Și spune Domnul Iisus, duceți-vă și spuneți lui Ioan ce vedeți și auziți. Orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt vindecați și săracilor li se propovădește Evanghelia. Și atunci ce înțeleg eu? Că există rețineri, pentru că, pe de o parte, înțelegem, să spun așa, poate limitat abordarea aceasta pe care Dumnezeu față de astfel de comunități, mai poate fi și lipsa unei viziuni, viziuni despre implicarea socială, dar mai este frica. Este teama de necunoscut, chiar fiind aici o comunitate de romi și o biserică baptistă, chiar am sesizat și a ieșit din această cercetare frica. Atât dintr-o parte, cât și din cealaltă. Și chiar este o afirmație la un moment dat, două comunități cărora le era frică una de cealaltă, până când s-au întâlnit. Și asta a creat o prăpastie. Exact. Și s-au întâlnit prin proiectul RUT. Și atunci s-au cunoscut și au putut să treacă peste aceste bariere. Am putea spune și despre lipsa fondurilor, pentru că trebuie fonduri, dar eu cred că fondurile vin atunci când ai o viziune bună. Uh-huh. Oamenii se alătură un astfel de proiect și aș mai menționa ca barieră și confort. Pentru că nu e ușor să te apropii de cei marginalizați. Întotdeauna trebuie să renunți la confortul tău, trebuie să ieși în afara zidurilor bisericii, să te duci, să te apropii de persoane care sunt marginalizate, care trăiesc în sărăcie și atunci trebuie să fie o renunțare. Deci a spus frica, lipsa fondurilor, viziunea. O înțelegere poate limitată a Scripturii sau a modului în care Domnul Iisus Hristos a făcut misiunea. Da, o înțelegere limitată. Foarte interesant că în această, să zic, înțelegere, adeseori noi ascultăm mai mult de societate decât de Scriptură. Și câteodată acea atitudine discriminatorie o preluăm și noi ca și biserici, în loc să ascultăm vocea Scripturii care ne cheamă să pășim pe urmele lui Dumnezeu în societate, acolo unde Dumnezeu este prezent. Ați observat că Biserica Providența din București a depășit aceste bariere. Da, ce e interesant este că, spre exemplu, un lucru la care nu m-am așteptat, pentru că atunci când faci cercetare în genul acesta, trebuie să intri cumva în viața comunității, faci interviuri, observi, citești în documente, vezi ce spun ceilalți oameni. Aici am avut două comunități și am comparat ce au spus unii și ce au spus alții. Și ce a fost interesant să vezi, de exemplu, că biserica a avut o luptă cu prejudecățile mult timp. Deci nu, oamenii n-au spus de la început, gata, am renunțat. Nu, au fost etape și au fost oameni care poate s-au împotrivit, oameni care au spus, păi de ce alocați atâția bani pentru comunitatea de romi când poate și noi avem săracii noștri. Cu atât mai mult cu cât, și n-am menționat la începutul emisiunii, proiectul a căpătat o amploare. Spre exemplu, acum se regăsește sub formă unei școli private, acreditate, pentru copii sărași care nu plătesc pentru școala aceasta, cu 230 de elevi, cu after school, cu masă în fiecare zi, cu cabinet medical, cu ajutare prin haine și îmbrăcăminte. Mai suntem încă în 4 sate de lângă București. Lucrăm și cu părinți, avem o școală de formare pentru lideri romi și atunci biserica, văzând amploarea pe care a dat-o proiectul, mulți s-au întrebat, măi, da, chiar așa tot direcționăm fondurile care vin și pe care le strângem? Și aici a fost interesant să descoper o sinceritate a oamenilor care au spus, măi, la început
Chiar e interesant și cum a început proiectul acesta, pentru că au fost mai multe perspective, dar un misionar american cumva i-a impulsionat pe membrii bisericii să se ocupe și de copiii rom care erau pe stradă, pentru că în anii aceia erau mulți copii care nu au fost niciodată la școală. Și atunci pastorul bisericii, invitând o fetiță la școala duminicală, a venit cu 13 verișori. Și nu știau să scrie, nu știau să citească, aveau probleme de igienă și atunci au zis, hai să invităm luni, să facem luni, marți, miercuri, un club de alfabetizare. Și după un timp s-au gândit oamenii, măi, dar degeaba facem noi școală cu ei dacă nu formalizează. Și în anul 94, școala lor este una dintre primele școli care primește autorizația de încredere. Pentru că s-a formalizat acest proiect. Deci am văzut practic la biserică, pentru că m-ați întrebat despre schimbarea care s-a creat, pe de o parte abandonarea prejudecăților, pe de altă parte acceptarea diferențelor culturale, pentru că sunt. Trebuie să accepți acest lucru și de multe ori cumva trebuie să treci și peste stereotipuri și mi-a plăcut foarte mult să văd chiar expresia aceasta și afirmația, noi am plecat la drum crezând că o să schimbăm o comunitate săracă, dar călătoria aceasta ne-a schimbat și pe noi. Și am învățat ce înseamnă slujirea, ce înseamnă dăruirea. Chiar am învățat lucruri frumoase de la acești oameni pe care noi am slujit. Și proiectul, că tot ați amintit de proiectul acesta RUT, derulat prin Fundația Providența, deci am înțeles că aveți o școală acreditată, o școală pentru lideri romi? Da. Mai avem program de after school, program de masă caldă în fiecare zi. Acum pandemia ne-a dat și pe noi puțin peste cap, dar am avut și centru de învățare virtuală, am oferit copiilor tablete să învețe acasă, dar în fiecare zi copiii vin, primesc o masă caldă sau cam la after school. Și cam câți beneficiari, să mă pliesc și eu pe limbajul acesta? Păi copii sunt acum undeva la 350 de copii în programe, 200 în București și cam 150 în afara orașului, unde lucrăm cu școli de stat și avem proiecte asemănătoare. Iar la formarea de lideri de romi avem undeva la 50 de studenți care vin la cursuri modulare decât o săptămână, 4 săptămâni pe an și unde învață teologie despre leadership, despre predicare. Ei slujesc în bisericile lor și mulți poate nu au acces la educație formală, la un institut, la o facultate teologică pentru că nu au nivelul de educație necesar și atunci noi venim în întâmpinarea acestei probleme și vin câte o săptămână, vin profesori, le predau. Și am avut, de exemplu, studenți care nu știu să scrie. Și înregistrau ce spuneau profesorii ca și ei să poată și să... Și predicau, într-un fel. Exact, da. De exemplu, cum predicau, chiar a fost interesant cazul acesta. Cineva acasă îi citea textul fratelui respectiv și el își făcea predica. Nu știa să scrie. Notițele avea în cap. Gândurile și slujea biserica lui. Interesant. Da. Am văzut un program de pregătire orală a liderilor, chiar așa se numea, cred că era... undeva prin America și tot așa pentru cei care nu știau să scrie veneau întâmpinare. Deci am înțeles că într-un fel proiectul acesta a dus o schimbare în biserică, dar și o schimbare în comunitate. Cum este schimbată percepția comunității locale, cartierul Ferentari cu privire la biserică? Am sezat un lucru interesant la care nu mă așteptam. Spre exemplu, în 96, în curtea bisericii s-a făcut o clădire pentru că proiectul s-a început foarte modest. În subsolul bisericii era o sală cu egrasie, era un depozit acolo de fapt și peste drum de biserică era sediul Partidului Comunist. Și după Revoluție, pentru că în anii comunismului, când au renovat biserica, au zugrăvit și acolo, cei de la Icrel au spus, uite, puteți să folosiți clădirea asta. Deci școala RUT a început în fostul sediu al Partidului Comunist și în subsolul bisericii. Ce ironie să vezi cum lucrează Dumnezeu. Și atunci s-a construit în curtea bisericii o clădire. Și până anul 2006, acolo a fost școala. Și a fost interesant să văd că elevii cu care am vorbit, din primele generații, ei spuneau că nu învață la școală, ci învață la biserică. Și atunci, pentru că părinții veneau în fiecare zi să-și ia copiii, să-și ducă copiii la biserică. Și atunci s-a creat o relație foarte interesantă și strânsă între biserică și proiectul acesta. După ce s-a construit o nouă clădire, pentru că nu mai se puteau primi acreditări, erau prea mulți copii, erau înghesuite clasele, s-a rupt cumva această legătură la două străzi distanță, foarte puțin dintre beneficiarii de astăzi mai știu că la bază stă o biserică și cumva și demersul acesta pe care l-am întreprins de a face o astfel de cercetare a fost să reîmprospătez viziunea atât pentru organizație, ca să știm de unde s-a plecat, care a fost obiectivul,
dar și pentru comunitate. E foarte interesant că oamenii când văd, și chiar au afirmat, este singura biserică ce a făcut ceva pentru noi. Deci oamenii recunosc și când îi întrebi ce a fost, care a fost motivația, și aici e foarte interesant, o să vorbim poate în emisiunea cealaltă, pentru că dragostea a reieșit ca principala motivație creștină sau valoare pe care biserica a avut-o. Și oamenii au recunoscut, asta este fascinant, că oameni care nu pot să spui că merg la biserică, poate au o credință doar cu numele, să recunoască la baza unei astfel de acțiuni că este dragostea de Dumnezeu, dragostea de Dumnezeu. Și atunci este o mărturie veritabilă. De asta Dumnezeu a fost întrupat, sau misiunea Dumnezeu a fost întrupată printr-un astfel de proiect atunci când dragostea lui Dumnezeu se manifestă în dragostea bisericii față de aproapele căzut în cazul acesta în sărăcie. Deci nu e suficient plantarea unei clădiri într-un cartier ca să fie Dumnezeu întrupat. E nevoie să fie întrupate valorile împărăției lui Dumnezeu în acel cartier, în acea zonă, și atunci... Aș spune, ca să nu fiu, să fim doar în zona aceasta, că Dumnezeu se manifestă clar în biserică, prin ceea ce facem, prin închinare, prin slujire, dar altfel se vede din afară și altfel este impactul, apropo de evangelizare, atunci când biserica iese în afara zidurilor și vestește prin fapte Evanghelia. Dăruiește, slujește. Dacă ar fi să discutăm despre argumentele care stau la baza unui astfel de mărturii în societate, care ar fi acele argumente biblice care le-ați descoperit ca fiind baza pentru un astfel de demers, chiar poate doar afirmativ, poate uneori ele nu s-au întrupat foarte bine. Care sunt argumentele? De ce o biserică ar trebui să facă acest pas spre o comunitate marginalizată, defavorizată și să nu mențină o distanță între biserică, biserica să fie o insulă a cartierului, ci să fie... O oază. O oază a cartierului. Care sunt argumentele biblice, să trecem puțin prin acestea? Da. Biblia, Sfânta Scriptură, are un spațiu semnificativ preocupării lui Dumnezeu pe care o are pentru o societate bazată pe dreptate, pe milă, pe har, pe ajutorare. Și ce este foarte important este că le regăsim atât în Vechiul Testament, ca porunci, ca parte a legământului Dumnezeu cu poporul său, cât și în Noul Testament, unde putem spune că primesc o altă conotație, și anume, cumva, ele sunt valorile împărăției lui Dumnezeu pe care biserica trebuie să le răspundească în mijlocul societății. Și aș vrea să enunț câteva, spre exemplu, dreptatea. Dreptatea se regăsește foarte mult, chiar aș vrea să citesc un text, și e important că Dumnezeu spune, El este drept, dar apoi Dumnezeu așteaptă ca dreptatea să fie înfăptuită de către judecător, de către împărat, de către omul de rând. Dumnezeu le dă judecățile tale împăratului și dă dreptatea ta fiului împăratului și el va judeca poporul tău cu dreptate și pe nenorociții tăi cu nepărtinere. El va face dreptate nenorociților poporului. Va scăpa pe copiii săracului și va zdrobi pe asupritor. Psalmul 72. Deci vedem că Dumnezeu aici dă dreptatea lui. Și cumva vedem aici un mod de a construi o societate. Este cumva un model pe care Dumnezeu îl trasează în Sfânta Scriptură. Se regăsesc foarte multe astfel de texte, atât în Pentateu, cât și în literatura poetică, în literatura profetică. Apoi milă, un alt concept care se regăsește foarte mult în Sfânta Scriptură. Spune la un moment dat în Zaharia, capitolul 7, înfăptui judecata dreaptă și fiecare să arate bunătate și milă față de semenul său. Nu a supris pe văduvă sau pe orfan. Apoi, e interesant, în legământul lui Dumnezeu cu poporul său, apar niște norme care, eu cred că pentru vremea aceea, erau revoluționare. Spre exemplu, când veți secera holdele țării, să lăsați nesegerați un colț din câmpul tău, pentru ca străinul și săracul, sau imigrantul și săracul, da, să vină. Și spune Dumnezeu, eu sunt Dumnezeul vostru. Și găsim din această lege chiar o roadă, când Rut strângea spicele, da, din area lui Boaz, pentru că era o imigrantă, da, era din Madian, și atunci se bucură de acest privilegiu. Pentru societățile de atunci, din vremea aceea,
o astfel de abordare arată că Dumnezeu, și chiar spune la un moment dat, pentru că și tu ai fost străin în țara Egiptului și Dumnezeu face din experiența lor ca străini în țara Egiptului, face, creează un model pentru cum ei să abordeze pe imigranți sau pe străini. Dragostea. Dacă ne uităm la dragoste, la cea mai mare poruncă, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și aici putem spune că dragostea poate este chiar la bază și dragostea apare la fel și în... Cumva dragostea este legătura dintre vechiul legământ și noul legământ. Să nu mai spunem că dragostea are la bază și planul lui Dumnezeu de mântuire, pentru că Dumnezeu atât de mult a iubit că a dăruit pe Fiul Său, l-a trimis în lume pentru ca oricine crede în El să nu piară. Deci dragostea se regăsește chiar citată de Domnul Iisus Hristos în Noul Testament, în Matei, când Domnul Iisus Hristos spune, Matei 22, există două porunci mari în lege. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și aproapele tău ca pe tine însuți. Și acolo vedem o dragoste între străini. Pentru că aproapele devine de fapt samaritanul, care era străin de cel căzut. Și vedem că Domnul Iisus Hristos conturează modelul acesta în care dragostea se dăruiește, dragostea se jerfește. Dar în Noul Testament mai regăsim și alte, de exemplu, harul, ajutorarea, vezi ajutorarea sfinților, strângerea de ajutoare. Dar poate cel mai pregnant se regăsește în modul în care Domnul Iisus Hristos a făcut misiune. Și mai devreme abordam textul acesta din Isaia, care este o prorocie pe care Domnul Iisus în Matei capitolul 11 o citează către Ioan Botezătorul care era în închisoare și spune, duceți-vă și spuneți ce vedeți și auziți. Și atunci ce vedem la Domnul Iisus Hristos? Da, a vestit Evanghelia, a vestit împărăția cerurilor care vine, dar în același timp a hrănit, a vindecat pe ologi, pe orbi, s-a preocupat. Și stăteam și mă gândeam la un aspect pe care noi de obicei nu-l vedem, nu-l sesizăm. Spre exemplu, vindecarea slăbănogului. Când vin și sparg acoperișul, apare acolo el jos, Domnul Iisus îl vindecă și noi spunem, uite s-a ridicat, ia-ți patul și umblă, păcatele sunt iertate. Și vedem un om restaurat, a primit mântuirea prin credința lui, dar mai apare un aspect. Omul acesta a fost dependent de alții până atunci. Trebuia să-l care, trebuia să-l spele, să-i dea să mănânce, n-avea cum să aibă un loc de muncă și dintr-o dată îl vedem acum pe picioarele lui, un om care poate să trăiască altfel. Și cumva eu văd ca și o restaurare a întregii ființe, nu numai aspectul spiritual, pentru că omul acela poate și-a făcut și el o familie, a avut un loc de muncă, a putut să trăiască el pe picioarele lui și Domnul Iisus Hristos a abordat, a văzut această abordare holistică a ființei umane. Uh-huh. Deci dreptate, milă, dragoste, har, toate acestea sunt elemente care ar trebui să miște cumva creștinul, biserica, înspre societate, în a răspunde. Și mi-a plăcut ce a spus, nu m-am gândit până acum, fiind focalizat eu mai mult pe sistemul legislativ și asociind ideea de dreptate cu ideea de foruri legislative, guvernare, dar interesant este că ați asociat ideea de dreptate cu biserica. Cu alte cuvinte, nu doar dreptatea în societate, nu fac doar legile și sunt un om care îmi place dreptul și a făcut dreptul și promovez acest lucru, dar noi putem să facem dreptate. Adică atunci când o societate este și o categorie socială este discriminată, noi să sărim în întâmpinarea acelei categorii cu o mână întinsă, mâna aceea lui Dumnezeu, în care să arătăm că Dumnezeu prețuiește pe toți în mod egal, i-a creat pe toți în mod egal și că toți au dreptul la viață și la bunăstare. Foarte interesant. Legat de dragoste aici, cum a fost perceput? Știu că în reflecția teologică ați vorbit și vom ajunge și acolo, dar cum a fost perceput această arătare a dragostei în comunitatea creștină? Percepută de către cei din afară sau de biserică? Nu, de către biserică. E foarte interesant că atunci când am avut întrebări și am avut aceste interviuri cu membrii bisericii, am întrebat de unde izvorăște această implicare, acest proiect și... Mi-a plăcut un aspect, am observat și sinceritatea oamenilor, spre exemplu, au spus mulți, măi, noi nu am avut, spre exemplu, atunci conceptul misiunii holistice, care implică și evangelizarea și implicarea socială. Noi am
știut că dacă Dumnezeu ne-a iubit pe noi, și chiar spune cineva la un moment dat, e un citat în carte, spune, păi dacă Dumnezeu m-a iubit pe mine păcătos așa cum sunt, și eu trebuie să-L iubesc pe copilul ăsta care vine îmbrăcat prost și e needucat și poate mai sparge pe aici vreun geam, mai bat mingea pe-n curte. Chiar la un moment dat era interesant cum copiii încercau cu mingea să dărâme crucea din curte, pentru că biserica n-a vrut să aibă cruce fiind baptistă, dar au trimiseseră niște sponsori din Anglia, au pus crucea pe biserică și copiii trăgeau la țintă în cruce. Și crucea de pe biserică? Exact, da. Și asta mi-a spus foarte mult despre ce înseamnă să primești în mijlocul tău, pentru că e ușor să spui, a, păi noi iubim pe ceilalți. Dar una e să spui și alta e să o dovedești. Și aici au fost acțiuni concrete, pentru că s-a văzut și, din nou, amintesc că și beneficiari au spus, ne-au iubit. Am simțit-o pe învățătoare ca o mamă. Atunci când am avut, și sunt experiențe pe care citate, aici consider un lucru foarte valoros, că sunt mărturii pe care le-am consemnat, le-am scris în acest volum, în care copiii exprimă cum au simțit ei această dragoste. Deci oamenii au asociat, biserica a asociat dragostea lui Dumnezeu, pe care a arătat-o prin Hristos, prin mântuirea pe care ne-a oferit-o, cu modul în care ei trebuie să se raporteze la comunitate. Comunitatea a văzut dragostea altfel. N-a asociat-o cu Dumnezeu, ci a asociat-o cu faptele dragostei. Cu îngrijirea, cu o masă caldă, cu a vedea un copil că vine de scul și a-i da o pereche de încălțăminte atunci când un copil n-a avut unde să stea, să vină să doarmă acolo, sau astfel de fapte concrete care dovedesc dragoste, nu doar o afirmă. Deci, cu alte cuvinte, în felul acesta a fost înțeleasă dragostea și a fost motorul care a împins comunitatea spre acțiune socială, mărturie în societate. Probabil la început a fost mai mult inițiativa, viziunea slujitorilor bisericii, pastorului unui grup, dar probabil că această idee de dragoste s-a extins. Dragostea trebuie să fie concretă, arătată, faptele dragostei sunt de fapt proba dragostei, în esență. Dar ceea ce am observat, și nu știu dacă ați observat în studiu, poate nu-i valabil și în contextul cercetării pe care dumneavoastră ați făcut-o, am observat că adeseori dragostea noastră este una condiționată și interesată. În sensul că la un astfel de proiect, după o perioadă, întrebarea va fi ce am câștigat. Da, e foarte interesantă abordarea aceasta și m-am lovit și eu de perspectiva aceasta, pentru că, într-adevăr, dragostea ca emoție de obicei e condiționată. În cazul acesta pot să spun că, având în vedere o istorie de 30 de ani, în care biserica a slujit comunitatea aceasta și chiar sunt, la un moment dat spune cineva, uite, când mai veneau pe aici, mai plecau cu cât un fierbător, cu cât o chestie, mai luau, a trebuit să înțelegem și noi, uite, nevoile lor, să comunicăm cu ei. Pot să spun că aici a fost o dragoste dezinteresată și chiar aș merge mai departe să spun că acest proiect nu a fost condiționat de prozelitism, pentru care a ieșit din cercetare, pentru că mulți ar spune, ok, îngrijim copiii, dar toți se fac membri la noi. Ne câștigăm membri, cel puțin câștigăm pe partea aceasta. Nu a fost așa, în sensul că biserica niciodată nu a condiționat participarea în programe de a schimba credința sau de a veni la biserică, deși mulți copii, văzând acest lucru, au început să frecventeze biserica și mulți și-au schimbat viața și din punctul acesta de vedere. Dar pot să spun că nu a fost un proiect care să aibă un interes la bază, ci reiese din cercetarea aceasta pe care am făcut-o că biserica a vrut să arate dragostea lui Dumnezeu față de această comunitate. Și chiar la un moment dat regăsesc texte din Sfânta Scriptură. Oamenii au spus, păi uite, nu spune în Biblie, apropo și de premisele implicării sociale, nu spune în Biblie că atunci când vom fi în împărăția cerurilor, va spune împăratul, veniți de moșteniți împărăția, că mi-a fost sete, mi-a fost foame, am fost în închisoare, m-ați îmbrăcat. Și oamenii au asociat, credincioșii, textul acesta cu ce fac ei. Și au spus că valorile împărăției acestea noi trebuie să le întrupăm în misiunea noastră aici, ca oamenii să vadă că noi facem acest lucru dezinteresat, iubind și vrând să fim o mărturie autentică în cartierul acesta. O veste foarte bună, ceea ce am întâlnit în unele comunități creștine.
este că oamenii ajutau, dar așteptarea lor era ca cei ajutați, cei sprijiniți, cei care și-au rezolvat nevoile temporar sau pe termen mai lung, să devină într-un fel credincioși, să-L urmeze pe Dumnezeu, să vină la biserica noastră și atunci dacă aceste lucruri întârziau să apară, exista o ispită și anume să ne oprim în a mai arăta această dragoste a lui Dumnezeu și să pășim cu Dumnezeu în acest, în acest perimetru. Spune la un moment dat John Stott, apropo de implicarea evanghelicilor și de congresele Lozan unde s-a abordat misiunea aceasta, că a condiționa implicarea socială de o convertire este un lucru greșit și chiar dădea exemplu cum ar putea cineva să un doctor să-l vindece pe un om și să spună acum pentru că te-am vindecat, schimbă-ți religia și fii ca mine. Bineînțeles că și în cazul nostru este de dorit să vezi că oamenii îl cunosc pe Dumnezeu, că au o relație cu Dumnezeu, că sunt mântuiți, este clar că e de dorit, dar nu poți să condiționezi. Pentru că atunci dragostea nu mai este dezinteresată, ci este făcută cu scopul acesta. E una comercială. Da. Schimb contra schimb. Exact. Chiar dacă unii ar spune, nu, trebuie să facem așa, eu consider că în momentul în care faci misiune în felul acesta, în mintea oamenilor se naște o întrebare. De ce? Și chiar studiul acesta a arătat că oamenii au, mulți au înțeles. Pe parcursul meu au înțeles și au văzut, uite, oamenii aceștia l-au iubit pe Dumnezeu, au făcut aceasta pentru noi și aceasta creează oportunitatea apoi și chiar și de vestirea Evangheliei și de convertire. Am văzut modul în care biserica a fost schimbată, societatea a fost schimbată printr-un astfel de proiect. Ne-am uitat la fundament, acele argumente scripturale, biblice, care ar trebui să le transferăm în fiecare generație, în fiecare loc unde suntem pentru o mărturie socială. Și am văzut că acest lucru, fără o argumentare și un argument și motivație foarte puternică, rădăcinată în scripturi, un proiect poate să devină de scurtă durată și nu bine orientat în scopurile pe care le are. Vreau să vă întreb dacă ați avea o biserică care sunteți implicat într-o biserică locală, dar ați avea o biserică care are o astfel de abordare. Ce ați face cu astfel de biserică? Cum ați mișca o biserică? Tot discutăm despre implicarea bisericii înspre societate. Cum ați mișca? De exemplu, am cunoscut o biserică unde cineva avea pe inimă să aducă copii săraci de etnie, mai multe etnii, ca să nu dau nume, pentru că după aia se cunoaște de unde, despre cine vorbesc. Și o parte din biserică a spus, dar dacă aduci la biserică, ei au un miros foarte ciudat. Noi mai putem sta în biserică. Ce facem cu aceste lucruri? Și atunci cei mai, o parte bună din biserică au decis ca să oprească. A spus, mai bine nu mai vin copii. Și era o mare tensiune și fiind implicat în conducerea comunității baptiste, am mers acolo și am spus, bun, dar v-ați gândit că ar trebui să-i, poate să-i spălați pe copii ăștia. Aici, în anexa asta, decât să-i dați afară din biserică. Cum să facem cu bisericile care încă nu se mișcă direcția asta? Ce ar trebui oare să facem? Unul din scopurile pe care le-am cu acest studiu este chiar de a promova un astfel de model, chiar a fost unul din obiectivele cercetării, de a propune un astfel de model de implicare în misiune, ca pe un model de misiune pentru bisericile evanghelice românești, în mod special din contextul urban. Într-adevăr, este greu să schimbăm percepția oamenilor și am mai observat ceva, că vedeți, noi avem experiențe noastre cu diversi oameni și atunci este foarte greu ca să schimbi raportarea ta la acei oameni sau grup de oameni sau dacă ai avut de suferit. Și atunci aici cred că până la urmă este rolul conducerii bisericii de a arăta care este în primul rând, pentru că slujește prin predicare, motivează biserica și apropo că ați menționat aici, conducerea bisericii a avut un rol covârșitor, deci fără conducerea bisericii care începe o astfel de călătorie și o ține obiectivul și viziunea înaintea bisericii, este foarte greu să faci o astfel de misiune.
Dar cred că dacă înțelegem, și aici asta aș sugera ca o posibilă soluție, este a pune accentul pe ce înseamnă misiunea aceasta holistică și pe care o vom aborda în emisiunea cealaltă, despre faptul că, da, este mandatul bisericii, este chemarea lui Dumnezeu de a se alătura biserica în misiunea lui pe care o are, de a vesti Evanghelia, dar vine și această poruncă, iubește-te aproapele ca pe tine însuți. Și atunci Dumnezeu ne creează astfel de oportunități să iubim pe oameni care poate că toată ne este greu să iubim. Exact cum spuneați, există impedimente, există experiențe negative. Dar oare Domnul Iisus Hristos i-a fost ușor să întrupeze? Pentru că ăsta e modelul pe care trebuie să-l urmăm. Misiunea aceasta cristocentrică. Domnul Iisus Hristos renunță, se zmerește, coboară și slujește. Și atunci și noi ar trebui să urmăm același drum. Chiar dacă pare teoretic, îl putem implementa atunci când înțelegem și vrem să facem ce ne-a poruncit Mântuitorul. Dragostea de Domnul Iisus Hristos va fi un argument foarte puternic pentru noi. Dacă îl iubim atât de mult pe El, atunci vom îmbrățișa valorile pe care El le-a adus și cu siguranță vom fi capabili să depășim și mirosul și celelalte impedimente, culoarea pielei sau alte lucruri pentru a arăta dragostea lui Dumnezeu. Și pentru că mai avem puțin timp și trebuie să ne apropiem de, mai avem doar câteva minute, cam 10 minute, și trebuie să ne apropiem de încheiere, aș vrea să vă întreb care sunt unele modalități de implicare socială în perioada asta de pandemie. Știu că depășește puțin sfera cercetării pe care ați făcut-o, dar pentru că sunteți implicat în mărturia bisericii în societate prin proiecte sociale, ce ați putea să ne spunem? Suntem încă în pandemie și unii au găsit că nu putem prea mult să ne adunăm în locașurile bisericii cu anumite restricții, totuși putem ajuta. Păi, în primul rând, chiar dacă vorbim despre modalități de implicare socială a bisericii, eu aș considera că, în primul rând, pentru o biserică este important promovarea veștii bune, mai ales în contextul în care suntem înconjurați numai de vești triste, biserica trebuie să aibă un mesaj al speranței. Și anume că Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat să mântuiască, a murit pentru păcatele noastre, a înviat, stă la data lui Dumnezeu, împărățește și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Și atunci acesta este primat mesajul pe care noi îl putem transmite, care este și care are un impact în viața oamenilor. Pe de o parte mântuirea, dar și abordarea aceasta a speranței. În al doilea rând, categoric slujirea. Și sunt multe biserici, poate chiar cele mai multe biserici s-au ocupat de categoriile vulnerabile din biserică în perioada aceasta. Chiar și la noi în biserică au fost persoane vârstnice care au fost vizitate, s-au făcut cumpărăturile, sunau dacă vor medicamente, se ducea cineva, ducea mâncare. Chiar este altă biserică unde merg eu și chiar un frate a sunat pe tânărul care colecta nevoile și a zis, aș vrea și o pizza, și o tânără din biserică făcuse pizza și i-a dus pizza caldă, pentru că, și uite, asta e un mod de a sluji. Apoi aș îndemna și slujirea în afara zidurilor bisericii. De ce? Pentru că pandemiile în istorie, că nu e prima, chiar dacă au fost, au creat pentru biserică contextul unei mărturii foarte puternice. Când oamenii se fereau de ciumă, singurii care au pe străzi să îngrijească bolnavi erau creștinii. Și chiar mulți au murit, biserica a înflorit în astfel de perioade. Și pentru că vorbeați despre biserica lui Hristos, care propune un nou model de organizare a societății, pentru că vine cu o dreptate care reiese nu din coduri penale, ci din codul lui Dumnezeu. Spre exemplu, în Roma antică, biserica, atunci când a văzut că, spre exemplu, copiii cu dizabilități erau necați, pentru că erau considerați ca fiind un blestem pentru familie și o povară, biserica a spus, lăsați că ne ocupăm noi de ei. Sau atunci când persoanele vârstnice au fost considerate ca fiind nefiind utile pentru societate, au fost biserici și chiar biserici tradiționale care au creat ordine de slujire și s-au ocupat de cei defavorizați. Deci biserica, eu zic, are o posibilitate foarte mare acum de a merge și a vesti Evanghelia prin a întrupa-o, prin fapte. Sunt atâtea persoane vârstnice care au nevoie de o masă caldă, care au nevoie de un medicament, care au nevoie de ceva și poți să o faci și personal la tine pe scara blocului sau pe strada ta, dar și biserică. Și au fost foarte multe, eu chiar am fost, și o spun așa, pozitiv. Am apreciat foarte mult, am văzut biserici care au fost foarte implicate. Chiar
spuneau, ne sunați din București și noi mergem și livrăm oriunde vreți, aveți nevoie de o pungă de alimente, noi vă aducem sau medicamente. Deschis pentru toată lumea. Exact. Și e uimitor să vezi că, de fapt, așa se întâmplă. În astfel de contexte se creează o oportunitate de a sluji. Deci, atitudine și acțiune. Trebuie să avem o atitudine a speranței, să nu ne conformăm felului în care societatea privește astăzi cu frică toate elementele, ci să fim centrați în Evanghelie, Evanghelia aceasta speranței, dar în același timp să arătăm prin faptele noastre că această Evanghelie aduce speranță și vine în contextul nostru, așa cum Domnul Iisus Hristos a plecat spre fiecare în contextul lor. Aș vrea să ne apropiem de încheiere și vreau să vă întreb pentru cei care ar vrea să comande cartea aceasta, unde o găsești, știu că vom mai avea o emisiune, dar până atunci poate sunt unii curioși, unde aș putea să iau și o carte aceasta, pentru că am constatat că foarte puține lucruri s-au scris în domeniul sociologiei și mărturiei sociale a bisericii. Da, driver, nu-i domeniul meu prioritar de studiu, dar din câte știu și am interferat cu el foarte puțin. Și cred că această carte e o binecuvântare să descoperim un model, un mod de lucru. Unde ar putea găsi această, s-ar putea găsi această carte? Vă mulțumesc în primul rând pentru apreciere. Cartea a fost publicată la editura Tritonic și în momentul acesta se găsește pe site-ul tritonic.ro, pe libris.ro și urmează să intre și în librărie.net, la librăria Eminescu și la librăriile din țară Cărturești. Deci se va putea în perioada următoare lua cam din toate marile orașe sau online. Deci va fi disponibilă pentru toți cei care doresc să învețe să pășească pe urmele lui Dumnezeu în societate și, de ce nu, să scrie fiecare dintre noi o carte pe urmele lui Dumnezeu în Constanța, pe urmele lui Dumnezeu în Cluj, pe urmele lui Dumnezeu în orice Amin. Cartier, în așa fel încât aceste urme să fie văzute în România și în întreaga lume. Mi-a făcut o deosebită plăcere să discutăm despre acest subiect și apreciez munca pe care ați depus-o pentru această cercetare și faptul că ați încercat să depășiți barierele, să duceți biserica dincolo de ziduri. Ați încercat, ați depășit barierele conceptuale care vin din poate o moștenire discriminatorie pe care am primit-o și noi din generație în generație față de anumite categorii defavorizate și să așezăm peste toate acestea adevărul fundamental că Dumnezeu și întruparea lui Hristos este nu doar un act istoric, ci este un act prezent. Un act prezent în care Hristos se întrupează prin noi în societatea în care suntem. Vă mulțumesc mult pentru participarea la această emisiune și aș vrea să le doresc tuturor celor care ne-au urmărit să rețină aceste adevăruri importante care au fost enunțate în această emisiune. Noi suntem chemați la o trăire holistică. Nu doar dimensiunea sufletului, dar și dimensiunea fizică, dimensiunea socială. Toate aceste lucruri contează pentru Dumnezeu. Și atunci când Dumnezeu s-a întrupat, El n-a atins doar o latură a ființei noastre. El a acționat în complexitatea vieții. Și dacă vrem să fim martori ai lui Iisus Hristos, mărturia noastră ca și creștini și mărturia noastră a celor care suntem în comunitatea credinței trebuie să fie una ca a lui Hristos. Vă doresc tuturor o seară bună, la revedere, pe data viitoare.